Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un nou proiect la cererea dumneavoastră, și anume un batic pentru fetițe. Un batic croșetat pe care eu îl voi lucra cu acest tip de fir, alize atlas. Modelul în sine poate fi lucrat cu orice tip de fir și, bineînțeles, cu croșetul adaptat. Firul meu este 49% lână și 51% poliester, iar bobina măsoară 250 de metri, având 50 de grame. Pentru a lucra acest proiect, eu voi folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate. Am croșetul pregătit aici. Modelul în sine este foarte ușor, foarte ușor de ținut minte, foarte ușor de lucrat. Problema cu acest fir, după cum vedeți, este foarte subțire. Este că nu trebuie să greșesc. Dumneavoastră, de aceea am spus că puteți folosi orice tip de fir. Voi face un cerc magic, iar în interiorul acestuia voi începe cu 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, dar mai întâi voi scoate așa, să-mi pregătesc terenul. Deci, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, și voi continua lucrând cel de-al doilea. Deci avem 2 piciorușe duble, 3, 4, un moment, să-mi pregătesc aici firul. Voi continua, deci am 4 piciorușe duble, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț, după care voi continua lucrând din nou 7 piciorușe duble. Am 2, iar restul le vom lucra singure. Am lucrat, deci, cea de-a doua serie de 7 piciorușe duble. Voi închide cercul magic, însă nu voi strânge foarte mult și voi continua. Voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu alte 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi întoarce lucru și voi continua să lucrez în corespondența fiecărui picioruș dublu, câte un picioruș dublu. Deci vom avea 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș dublu. După ce am lucrat acest al șaselea picioruș dublu, noi vom face un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Firul pe croșet. Voi continua cu piciorușe duble în corespondența următoarelor piciorușe duble. Deci vom lucra 6 pentru început. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și picioruș dublu în corespondența ultimului picioruș. Este atât de subțire acest fir, însă mie îmi place foarte mult. După ce am lucrat acestea, voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și în corespondența spațiului format din cele 3 ochiuri de lanț, voi lucra 1, 2, 3, 4, 5,
frumoase, piciorușe duble, după care voi intra cu croșetul între piciorușele duble numărul 3 și numărul 4, între ele, și voi face un picioruș scurt. Firul pe croșet, voi intra în spațiu format din cele 6 ochiuri de lanț și lucrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea picioruș dublu, un ochi de lanț și continui în corespondența aceluiași spațiu cu 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vă amintiți că am început cu 7 piciorușe duble, da? Apoi aici avem 6, iar cel de-al șaptele este pentru a închide. Lucrate și aceste piciorușe duble, între piciorușele duble numărul 3 și numărul 4, voi face piciorușul scurt, după care mă deplasez în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț și voi continua lucrând piciorușele duble 1, 2, 3, 4, 5, 6 piciorușe duble, iar cel de-al șaptelea va închide rândul, firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi face piciorușul dublu. Mă voi ridica în sus din nou cu 3 ochiuri de lanț, voi continua care țin locul piciorușului dublu, voi continua cu alte 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru și voi continua piciorușe duble în corespondența următoarelor piciorușe duble. Aici vor fi din nou 6, ținând cont de cel de pe margine, sunt în total 7, deci avem 3. Veți vedea cât de ușor se lucrează. 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu. Acum voi face 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț și voi intra în corespondența următoarelor 6 piciorușe, 7 piciorușe duble, pentru că 7 avem, lucrând piciorușe duble. Vreau să lucrez așa un pic pas cu pas pentru a vedea exact modul în care se lucrează. Astfel puteți și dumneavoastră, doamnele începătoare, să lucrați. Deci avem deja 4. 4. 5. 6, 7 piciorușe duble, voi face din nou 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi merge în continuare cu următoarele 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble. Continuăm cu 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț și vom continua cu cele 6 piciorușe duble. 1,
2, 3, 4, 5, un moment, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și piciorușul dublu în corespondența ultimului picioruș dublu. De ce facem ochiurile de lanț? Pentru că în ele, după cum vedeți, lucrăm seria de câte 7 piciorușe duble și astfel dăm lărgime lucrării noastre. Pasul următor va fi să repetăm, pentru că practic sunt doar două rânduri care se repetă alternate. Repetăm 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În corespondența acestui spațiu continuăm cu 6 piciorușe duble pentru a face totalul de 7. Deci avem deja 3, 4, 5, 6, 7, continuăm cu piciorușul scurt, după care din nou 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piciorușul scurt. Iar aici, în vârf, în corespondența acestor 6 ochiuri de lanț, facem grupe, cele două grupe de câte 7 piciorușe duble, un grup fiind separat de celălalt de un picioruș, de un ochi de lanț. Avem 3, 4, 5, 6, 7, ochiul de lanț de separare, continuăm cu 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piciorușul scurt, după care trecem în următorul spațiu, lucrând 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piciorușul scurt, continuăm cu următoarele 7 piciorușe duble în spațiul de 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 6 sunt aici, 4, 5, 6, iar cel de-al șaptelea va închide rândul, vom intra în corespondență piciorușului dublu din rândul anterior și vom lucra. După cum vedeți, începe să se lărgească lucrarea noastră. Acum din nou vom continua pregătind terenul pentru următoarele grupe de piciorușe. Vedeți că se formează aceste arcuri foarte frumoase, iar aceasta este linia de mijloc, linia mediană. Deci voi continua
3 ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu, 3 ochiuri de lanț în care vom lucra cu următoarele piciorușe duble, voi continua cu cele 6 piciorușe duble. Eu cred că ați reținut deja modul în care se alternează rândurile. Avem 4, 5, 6 piciorușe duble. Acum din nou vom face 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț și din nou voi trece și voi lucra cele 7 piciorușe duble. Avem 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, 6 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voi continua cu următoarele 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6 și în același mod vom lucra pe partea cealaltă. Lucrăm singure, ne vom reîntâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului grup de piciorușe, am lucrat deja primul picioruș, voi continua. 2, 3, 4, 5, 6, iar după al șaselea voi face cele 3 ochiuri de lanț unde vor veni lucrate următoarele piciorușe duble și piciorușul dublu cu care vom încheia. Eu sper că ați înțeles modul în care se lucrează. În caz că nu ați înțeles, o să vă rog să-mi scrieți în comentarii ca apoi să revin cu anumite detalii. Lucrul pe care îl facem acum este să continuăm lucru. Am făcut cele 3 ochiuri de lanț. Voi continua cu 6 piciorușe duble în corespondența celor 3 ochiuri de lanț. Avem deja 3, 4, 5, 6 și cu piciorușul dublu de la început sunt 7. Piciorușul scurt în mijlocul piciorușelor duble și din nou 7 piciorușe duble, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piciorușul scurt, următoarele 7 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, piciorușul scurt între piciorușele duble, iar aici în vârf întotdeauna, nu trebuie să uitați, vom face două grupe de câte 7 piciorușe duble separate de un ochi de lanț, cele două grupe. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, un ochi de lanț, continuăm cu 7 piciorușe duble în același spațiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, piciorușul scurt și vom continua până la sfârșitul rândului singure. Pe măsură ce lucrăm, vedeți că prinde lărgime lucrarea noastră. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, voi face ultimele 6 piciorușe duble, 2, 3, 4, 5, 6, iar cu cel de-al 7-lea vom închide rândul în corespondența ochiului de lanț din piciorușul din rândul anterior. În felul acesta vom lucra singure, vom continua singure. Fetele, uitați-vă cât am lucrat eu aici. Din bobina mea mi-a rămas doar acesta. Cu acest tutorial mă voi opri aici. Voi reveni cu cel de-al doilea tutorial în care vom lucra danteluța de pe margină. După cum vedeți, pentru un batic de fetiță, depus la gât, este perfectă mărimea. Linia mediană care se distinge foarte bine și restul. Eu vă doresc spor la lucru. Acest model poate fi folosit și pentru șaluri. Vă pot informa că este foarte nimerit pentru cine dorește un șal simplu și ușor de realizat. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!